Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru intervalul 6 noiembrie ora 10, 7 noiembrie ora 10. În intervalul menționat, temporar va ploua în cursul zilei, îndeosebi în sud, vestul, centrul și nordul țării, iar spre seară și noaptea cu precădere în est, sud-est și în zona montană. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat 30-35 de litri pe metrul pătrat. La munte, îndeosebi în Carpații meridional și oriental, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla tare pe creste, cu rafale de peste 80 de km pe oră. Intensificări ale vântului se vor semnala și în celelalte zone, cu viteze ce vor depăși 55-60 de km pe oră. Și la Giurgiu vremea s-a schimbat simțitor în cursul acestei zile. Plouă pe alocuri și vântul suflă cu putere. La noapte temperaturile se vor situa între 12 și 15 grade Celsius și va ploua pe arii extinse. Joi la Giurgiu ploile se mai reduc spre dimineață și soarele își va face timid prezența. Mâine mercurul din termometre va urca în jurul valorilor de 15 grade Celsius.